Toată lumea știe că în România fetele sunt frumoase, frumoase, frumoase. Și pentru că avem o mulțime de prietene remarcabile pe contul de Facebook Miss TV, am provocat două dintre cele mai admirate blonde din showbiz să lase la o parte inhibițiile și să se dezbrace de secrete pentru telespectatorii noștri. Vreți să aflați ce crede superba Sânziana Buruiană despre fotografia perfectă? Sau care este misteriosul cadou pe care l-așteaptă Loredana Chipu de la Moș Crăciun? Urmăriți-le pe blondele noastre năstrușnice, sexy și delicioase, într-un pictorial incendiar așa cum nu l-ați mai văzut niciodată. În premieră pe țară și în exclusivitate, doar la Miss TV, televiziunea oamenilor frumoși din România. Bună ziua, m-am simțit foarte bine, m-am simțit foarte sexy, am făcut o ședință foto foarte incitantă, ca să zic așa. Da, este adevărat, felicitări, nu te-ai dezmințit nici de data asta, ai abordat poziții cu adevărat foarte sexy. Spune-mi ceva despre tine, ești o femeie foarte atrăgătoare, aș vrea să-mi spui un truc de frumusețe, un secret al frumuseții tale. În primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru că mi-ai făcut un compliment. În al doilea rând, nu am secret anume. Încerc cât mai mult să am grijă de mine. Am grijă la ce mănânc atunci când simt că am luat un kilogram, două plus. Îmi place să mă îngrijesc, să merg la sală, la solar, la tot ce ține de estetica unei femei. Adevărat, știi tu, vorba aia, obrazul se ține, cu cheltuiala se ține. Exact așa e. Ok. Poți să-mi spui care este designerul tău vestimentar preferat? De la noi din țară. Da, și de la noi din țară și... De la noi din țară îmi place foarte mult Cătălin Botezatu. Și mai sunt câțiva. Iar din afară, nu știu, nu am un brand anume. Sunt mai mulți. Depinde de ținută, de împrejurare. Am înțeles. O întrebare puțin mai indiscretă. Ai iubit? Tata mea mă întreabă în ultimul timp dacă am iubit. Ia și aici vin să spun că nu am iubit. Mie mi este foarte greu, personal, ca femeie, să te întreb că nu ai iubit. Probabil ai zeci de admiratori. Nu, admiratorii contează. Doamne ferește, nu vreau să supere cineva pe mine. Dar de la a avea admirator până a avea o relație este o foarte mare diferență. Am avut o relație de 3 ani jumate care s-a terminat. Am vrut să stau o perioadă singură, ne-am despărțit de 1 an de zile. Și acum sunt pregătită să ies, să-mi fac noi prieteni, să merg la jocurile mele. Dacă o să intre un băiat în viața mea, asta rămâne de văzut, însă trebuie să fie cineva care să merite efortul. Pentru că o relație doar de dragul de a avea, nu trebuie. Așa este. Spune-mi că tot se apropie sărbătorile. Ce-ți dorești cel mai tare de Crăciun? Care este cadou pe care ți l-ai dorit ca Moș Crăciun să ți-l pună sub braț? S-a întâmplat și aseară să mă întrebe cineva tot într-un interviu și am spus și acolo că mi-aș dori cel mai mult de Crăciun să ningă. Zătare. Nu vrei un Crăciunel? Nu vreau un Crăciunel. Nu cred asta. Nu vreau un Crăciunel. De ce să vreau un musculos, mânzate într-un mare fel? Nu ești bine informată, mie nu fac musculoși. Dar ce tip de bărbat îți place? Nu am un tip anume, dar bărbatul trebuie să fie bărbat, să aibă și puțină burtică acolo, nu exagerat. Serios? Serios. Adică te atrage chestia asta? Da, pe mine mă atrage. Și sunt multe femei, crede-mă, multe femei foarte frumoase, foarte îngrijite, care sunt atrase de tipul acesta de bărbați. Și vorbesc foarte serios când spun asta. Am înțeles. Sunt convinsă că în curând o să-ți
facem iubit, aș vrea să vii la noi, la Mister Bell, să ne prezinti și nouă. Doamne, sper să fiu un iubit mai dimiță, nu vreau să-l iau eu peste tot. De ce nu? Da, ce vrea Dumnezeu, nu mă grăbesc, nici nu sunt în căutare, nici nu îmi trebuie. Dacă e să fie ceva, bineînțeles că nu pot să mă opun dragostei sau săgeții lui Cupidon, dar asta e de văzut. Așa, îți mulțumesc frumos, mult succes pe viitor și mulțumesc te aștept la Mister V. Iar acum aș vrea să urmezi ceva celor care urmăresc Mister V. Vă urez să rămâneți aproape de Mister V și să urmăriți ședința noastră foto. Vă pup! Mister V, te iubesc! Pupici!